I'm nervous. I have the scenes, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone could listen, and that's where I seem to mess up, yeah. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there, I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts flowing, the words start blowing up. But I never meant to hurt you, yeah. I guess it's time that I learn to, yeah. Treat the people not like I wanna be loved. But I swear that I'll never do that again to you. Nobody's perfect except for Romina. Yeah. Superb! Mulțumim! Mulțumim frumos, Liviu! Rămâi alături de noi, te rog. Dragi jurați, vreau să-mi spuneți cum a ajuns acest moment la voi. Păi, zic eu. Zis? Da. Nobody's perfect, dar... ei doi s-ar putea, frate. Da. Măi, mi s-a părut că a fost așa o combinație ideală de emoțiile călduroase ale lui Liviu și nervozitatea de toate stațiile de chitară ale Rominei. Am ținut pasul. Păi am văzut că și tu ai mâncat muzica pe pâine, dar aia, eu i-am zis, a înghițit stații de chitară când eram mică, când erau atenția ei. Băi, a fost genial, mi se pare că a fost și forță și emoție. Și v-ați dat sufletul acolo, se vede că sunteți... ați muncit, frate, nu? Eu am transpirat, ea are un strop, tu nu vezi? E drăguț! Îmi place că o susții. Romina, ești power, ca să zic așa. Mulțumesc mult! Îți mulțumim, wow. Marius! Ralu! Liviu, tu știi deja că ești una din vocile mele preferate. Te ascult exact așa cum mă ascult pe mine. Nu se satură să aud. Mulțumesc. Și nu, dar mie îmi place vocea mea foarte mult și exact așa o ascult și pe a ta. Mai nou, adică în acest moment pot spune că astăzi seara au fost pe scena asta două din vocile mele preferate, adică voi doi. Sunteți... Mulțumim mult. Și mi-a plăcut foarte tare că v-ați distrat. Se pare că atunci când doi oameni foarte tehnici și extrem de talentați se întâlnesc, nu se mai gândesc neapărat la tehnică și la nu, se distrează și cântă cu toată bucuria. E perfect, e perfect! Romina, ești
ți-am zis, la Power ar trebui să fie poza ta acolo. Ăla era Panu. Romina, da, da, ești Power. Da, 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 da. Albano ar și trebui Romina să anulăm Power, Romina Power, știi? Ați auzit, da? Albano și Romina Albano Power. Și Romina. Da, 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 da. Bun. Carlos. Eu. Nu, Liviu, eu ți-am mai spus. No, mulțumesc. Mă rog, unica piesă la care n-am vreodată repost a fost piesa ta. Ești unul dintre cantautorii mei preferați din România. Mulțumesc. Și știi asta, man, nu vreau să... Știi asta, dar toată lumea știe. Și ești preferatul multora. Ai întrebat Teo cum a intrat, cum a ajuns la noi, cum a ajuns piesa, cum a ajuns ei la noi. Da, da. Spărgândușa. au intrat așa, dar mă bucur acum că s-a întâmplat infracțiunea. Romina a venit să asemăna cu un, nu vreau să-i spun ceainic, dar un vas. O oală sub presiune. Da, are fierbe o substanță, substanța e nervoasă și la un moment dat sare capacul, adică... Asta e chestia pe care o aștept permanent când cânti ceva și când ești în scenă, ești plină de energie. Mulțumește-i, te rog, lui Liviu, că el ți-a creat atmosfera și încrederea ca tu să continui să ne impresionezi la a fost reciproc, mult. A fost reciproc, să știi. Da, sunteți bravo și frumos și cântați superb. A fost un moment foarte, foarte bun. Mersi frumos! Așa, bravo, bravo, bravo. Mulțumim mult! Smiley! Băi, e foarte frumos să îl văd pe Liviu după atâția ani susținând un potențial superstar, el din poziția de superstar. Da, chiar da. Și, na, eu i-am urmărit evoluția cu mare drag pentru că îmi place foarte mult tot ceea ce face. Și m-am întâlnit, o să vă zic acum, na, m-am întâlnit cu el înainte și mi-a mărturisit că Romina era vocea lui preferată din concurs și că e bucuros că o să cânte cu ea. Romina, nu mai repet ce am tot spus de-a lungul ediției astea de Superstar, dar îți doresc ca peste 10 ani, dacă o-i mai trăi, să te văd pe tine susținând un viitor superstar. Clar, ce frumos! Ce frumos! Mulțumim tare! Liviu, spune-le celor de acasă de ce să o voteze pe Romina. Păi mă uit așa la Romina și văd foarte mult control de sine, văd foarte multă relaxare în condițiile astea de concurs, care sunt super presante. Văd un adevărat superstar și de asta votul meu o să meargă către Romina și sper că toți cei care mă admirați și vă uitați la emisiunea asta să votați pe ea, pentru că merită să câștige premiul ăsta. Bravo, bine! Aplauz, bravo! Îți mulțumim! Campanie bună! Frumos. Bravo, bravo!